Bună, Joe! Salut. Bine ai venit la noul episod al canalului Penalmente Relevant. De altfel, primul episod din serie. Pentru că tu ai venit cu ideea, spunem de ce te-ai gândit să facem așa ceva. Păi, uite, după cum bine știi, Penalmente Relevant există deja de câțiva ani buni. Și la o discuție pe care am avut-o ne-am gândit să încercăm să ducem proiectul undeva mai departe, să nu rămânem ancorați în literatura de specialitate, că până la urmă penalmente relevant în momentul de față în asta constă. Literatura de specialitate, fie că discutăm despre o analiză doctrinară, pur doctrinară, sau o analiză jurisprudențială, la asta se limita proiectul penalmente, penalmente relevant. Am luat decizia de comun acord să încercăm să ducem proiectul mai departe în sensul de a crea și un cadru de discuții în format video cu acces gratuit online, așa cum este de fapt și publicația penalmente Relevant și blogul penalmente relevant și tot ce ține de, de penalmente, penalmente relevant. Ce am luat această decizie să vedem, unde am putea merge cu, cu acest proiect și pe partea de video? Mă refer aici la interviuri, la niște discuții relaxate între profesioniști ai dreptului pe diferite, diferite subiecte, mă rog, îndeoseb ce, ce țin de, de dreptul penal, în mod evident, dar oricum, niște discuții relaxate, cum sper că va fi și această discuție între profesioniști ai, profesioniști ai dreptului. Și eu văd ca fiind oportun un asemenea canal, pentru că adevărul este lumea nu citește cum citea mai de mult, nu pentru că nu vrea, ci pentru că nu are timp și are nevoie de un mediu mai comod pentru a se informa. Și eu văd ca o oportunitate foarte bună deschiderea acestui canal și mă gândesc că pe lângă interviuri pot fi tratate și probleme de drept importante, chiar de către tine sau de către mine pe videouri individuale, în funcție de timp inclusiv bucăți mai scurte care tratează anumite probleme. Cum te-ai gândit tu să fie videourile în general? Format mai lung, 20-30 de minute, sau format mai scurt, până în 10 minute? Da, asta, asta e o întrebare foarte bună, cât de mult ar trebui să dureze... Um... Aceste prezentări, interviuri, discuții, analize, în funcție de despre ce discutăm aici de oricum în, în format video. Și cred că răspunsul este dificil de oferit. Cred că o să vedem cu timpul și o să ne calibrăm în timp la nivel și la nivel de tematică și la nivel de, de durată. A, tu spuneai că practic, acest format video ar suplini practic lipsa timpului de a citi literatură de specialitate. Nu știu dacă neapărat am putea să ajungem la, la concluzia asta, că adică nu cred că acest format video ar putea să înlocuiască faptul că oamenii nu mai au timp să, să citească, că la fel de bine n-au timp nici să stea să urmărească 15 de minute pe YouTube despre ce vorbesc, doi oameni din, din domeniul dreptului. De aia, probabil, timpul ar trebui să fie totuși unul cât de cât uh, limitat și să nu ne întindem foarte mult uh, la nivel de, la nivel de timp. Dar vom vedea, cred că trebuie să calibrăm conținutul și, și durata. Da, pentru că și tu spuneai acum uh, legat de timp, că trebuie să ne comprimăm cât de mult pentru a menține atenția celor care ne privesc. Aș vrea să abordăm tematica de astăzi, respectiv noua ta carte, Tratatul de Criminalitate Informatică, vol. care recent a apărut la editura Solomon. spune te rog, era nevoie de această carte? Uh, da, eu zic că era nevoie, poate dacă, dacă ar fi să o formulez așa mai plastic, era nevoie ca de aer, de. De această carte. Ma, eu am simțit și o să spun de ce am scris cartea asta. Am simțit uh, nevoia unei astfel de uh, apariții pentru că cel puțin în momentul de față uh, sau dacă analizăm unde se află literatura de specialitate uh, din România în momentul de față pe acest subiect, se simte lipsa unei astfel de cărți. Nu că nu are exista literatură de specialitate pe, pe acest subiect, dar eu, cel puțin ca și practician al dreptului, de foarte multe ori am simțit nevoia de a găsi anumite răspunsuri sau analize pe un anumit subiect ce ține de domeniul criminalității informatice și nu l-am găsit. Pornind de la această necesitate. Da, am ajuns la concluzia că este necesară o astfel de carte și am scris-o. Da, este doar primul volum, urmează să, să apară și al doilea volum, dar da, este nevoie de, de această carte pentru că este o lipsă pe piață raportată la uh, acest subiect. Dincolo de lipsa de piață, au existat comentarii din partea practicienilor a lipsei unei surse de informare complete pe acest domeniu, ai sesizat această nevoie a practicienilor, nu mă refer numai la piață, dar ai observat tu în practica ta de avocat că sunt anumite aspecte care nu sunt cunoscute, fie că ele sunt tehnice, fie că ele sunt juridice în domeniul criminalității informatice. Hai. Da, bine ma, dacă ar fi să abordăm acest subiect care de altfel este unul deosebit de delicat în sensul că dacă analizăm, nu știu, practica judiciară în domeniul criminalității informatice, putem să observăm niște lucruri pe care eu le-am apreciat dintotdeauna îngrijorătoare, și anume lipsa unei analize aprofundate cu privire la subiecte care ar trebui să fie totuși de o simplitate deosebită, și anume ce înseamnă un sistem informatic. Nu prea găsești, dacă faci o analiză aprofundată la nivelul practicii judiciare, nu găsești neapărat o analiză punctuală, acest dispozitiv este un sistem informatic de oarece și să se argumenteze propriu zis de ce s-a ajuns la această concluzie. De cele mai multe ori se face doar o trimitere sumară la definiția legală care este considerată mai mult decât suficientă. Cu toate astea, dacă stăm să analizăm definiția legală a noțiunii de sistem informatic, vom ajunge la concluzia că generează o sumedenie de probleme. Hmm. Da? Ceea ce implică faptul că o analiză la nivelul practicii judiciare este necesar Altfel, o să ajungi la situații, da? Și, bine, astea s-ar putea să, să nu fie neapărat o chestiune, să, să nu trebuiască ci, să generalizăm. Există situații în care găsești exemple sau afirmații precum un aparat cu privire la jocurile de noroc, nu este un sistem informatic pentru că nu are tastatură. Da? Am identificat astfel de opinii în practica judiciară. În mod evident este eronat și există o vastă jurisprudență pe acest subiect în care s-a ajuns la concluzia că discutăm despre un sistem informatic cu privire la aparatele tip jocuri, jocuri de noroc. Dar cu toate astea găsim și o practică, hai să-i spunem, izolată, da? originală. Da, pe, pe acest subiect. Care este cauza? Cauza, am, sau una dintre, dintre cauze, este că nu a existat până în momentul de față o analiză, da, cum am încercat eu să o fac pe acest subiect, care să trateze cu seriozitate, inclusiv ce înseamnă un sistem informatic, ce criterii trebuie să avem în vedere pentru a ajunge la concluzia că discutăm despre un sistem informatic, să se analizeze o grămadă de exemple de dispozitive pentru a vedea în ce măsură respectivele dispozitive sunt sau nu sisteme informatice, și așa mai departe. Aceste lucruri pot să fie găsite în carte, și aici cred că a fost o lipsă până în acest moment. Analizele au fost mai generale, exemplele au fost mai generale, se foloseau tot aceleași exemple, apăreau tot aceleași analize, dar eu am încercat să merg dincolo. De uh, această chestiune, să duc analiza mai departe, să intru mai în detaliu și uh, așa mai departe. Chiar vreau să te întreb uh, sub acest aspect și prin raportare la titlul uh, cărțit, Tratat de Criminalitate Informatică. Consider că în cartea ta, cel puțin în volumul 1, ai tratat din toate perspectivele problema criminalității informatice. Există aspecte care nu le-ai tratat sau ai făcut o analiză absolut completă, doctrinară, jurisprudențială asupra tuturor aspectelor relevante? Bun, aici poate analiza sau răspunsul ar trebui să fie unul dual. E adevărat, monografia aceasta se numește tratat de criminalitate informatică, nu evident, nu cred că sunt în punctul în care să compar această carte cu alte lucrări uh, intitulate ca fiind tratat. Nu știu, mă refer aici la Tratatul de drept penal substanțial al domnului profesor Traian Pop da? sau al domnului profesor Florin Stretianu. Uh, nu mă compar cu aceste tra tratate, discutăm totuși despre lucruri diferite. Uh, cartea despre care discutăm, și anume Tratatul meu de criminalitate informatică, îl raportez strig la domeniul criminalității informatice, unde, la acest moment, eu consider că este o lucrare fundamentală în acest domeniu. Cel puțin la. Uh, momentul la care discutăm și unde se situează literatura de specialitate în acest moment. În mod evident, nu am reușit să tratez absolut toate chestiunile care trebuiau sau puteau să, să fie tratate și de altfel în, volumul, în acest prim volum am reușit să analizez în detaliu doar trei infracțiuni. Infracțiunea de acces neautorizat la un sistem informatic, frauda informatică și falsul informatic. Mai există o sumedenie de alte infracțiuni, da, de la alterarea integrității datelor informatice, perturbarea funcționării unui sistem informatic, pornografie infantilă. Există multe alte infracțiuni din domeniul criminalității informatice care vor necesita a fi analizate și vor fi analizate în volumul 2 care urmează să, să apară. Cu toate acestea, chiar dacă m-am axat doar pe, sau în esență, m-am axat doar pe trei infracțiuni fraude informatică, fals informatic și accesul neautorizat la un sistem informatic, am fost nevoit să analizez implicit și alte infracțiuni informatice și chiar alte infracțiuni tradiționale cu care aceste trei infracțiuni intră într-un raport juridic complicat. Nu știu, mă refer aici la violarea secretului corespondenței, la infracțiunea de înșelăciune, la falsurile tradiționale, unde există foarte multe arii de conflict. Da? Cel puțin, nu știu, Hai să ne referim la raportul dintre fraude informatică și înșelăciune Unde, din păcate, cred că 80% din practica judiciară Merge pe încadrarea juridică fraude informatică Când, în realitate, ar trebui să discutăm despre infracțiunea de înșelăciune tradițională Nu știu, mă refer aici la fraude, ceea ce se numește ca fiind fraudă pe internet Licitații fictive, da, vânzări de bunuri inexistente și așa mai departe Încadrarea juridică în general, este fraudă informatică, la nivel de practică judiciară, iar discuția pe care o fac în carte este că, de fapt, discutăm despre o înșelăciune tradițională comisă prin mijloace informatice. Dar o înșelăciune tradițională, cu toate consecințele ce derivă din, din uh, această concluzie. Deci, analiza este una în profunzime, analizez o sumedenie de subiecte, da? uh, în mod evident, nu acoperă toată plaja criminalității informatice. Asta, până la urmă, este imposibil uh, la nivel de, de o carte să, să faci această chestiune, dar urmează și volumul 2, unde voi mai completa um, această analiză. Care a fost uh, nivelul de implicare al editurii și în ce mod te-a ajutat pe tine să îți scoți această primă carte? Eu am avut o colaborare foarte bună cu um, editura, editura Solomon Cred că a fost așa un cross-feedback mai, mai rar întâlnit, în sensul de a trimite manuscrisul, al primi înapoi cu observații, a mai lucra pe el, a -l retrimite, a primi din nou manuscrisul cu alte observații. A fost așa un ping-pong pe durata câtorva luni de zile, ceea ce a ajutat foarte mult pentru, pentru forma finală. Oricine se, se uită pe carte poate să observe că. Stilistic și cum arată la nivel de conținut este impecabil, cel puțin din punctul meu de vedere, și asta se datorează în principal efortul, a spune, oamenilor frumoși de la Editura Solomon, care chiar s-au implicat și au investit luni de zile prin munca pe care au depus-o pentru a ajunge acest produs la forma pe care, forma pe care are. Și eu personal sunt foarte, foarte mulțumit. Haideți să revenim la o problemă strict de conținut al cărții. Problema sistemului informatic. Ce îmi poți spune despre, despre definiția legală, cât este de bună și care sunt neajunsurile ei mai în detaliu? Am înțeles. Asta e o, o întrebare foarte bună și potrivită pe ce discutăm noi acum. Ce este un sistem informatic și cum este reglementat noțiunea de sistem informatic în România. E adevărat, în România avem o definiție legală a noțiunii de sistem informatic și aici, așa ca paranteză, nu toate statele au o astfel de abordare. Da? Dacă ne uităm la alte sisteme de drept, de exemplu, UK, da, acolo nu vom găsi o definiție legală a sistemului informatic și atunci la nivel de practică judiciară se stabilește de la caz la caz când un anumit dispozitiv este sau nu este un sistem informatic, fără să existe această definiție. Problema e că dacă ne uităm pe definiția această legală, vom ajunge la concluzia că aproape orice dispozitiv poate fi calificat ca un sistem informatic. Pentru că, în esență, trebuie pe Criteriile legale desprinse din, din definiția din codul penal, trebuie să avem un dispozitiv capabil să proceseze date informatice prin intermediul unui program informatic. Și de aici ajungem la următoarea problemă. De ce un frigider modern sau un cuptor de microunde modern, care face parte din ceea ce numim noi, ca și concept mai larg, Internet of Things, de ce acestea nu sunt sisteme? Informatice. Da? Și aici observ că începe să, să devină un trend în sensul că, sau o opoziție în sensul că, de ce ar trebui un să considerăm un cuptor de microunde ca fiind un sistem informatic? Pentru că nimeni n-a fost trimis în judecată, ceea ce e adevărat în momentul de față, pentru o accesare neautorizată a unui cuptor cu microunde. Da, ceea ce e adevărat, că nu cunoaștem o astfel de practică judiciară. Cu toate acestea, accesarea de la distanța unui cuptor cu microunde, ceea ce este posibil în momentul de față, poate fi un mijloc pentru a propaga alte atacuri informatice împotriva unor alte sisteme informatice. Undeva la nivelul anului trecut, dacă, dacă nu mă înșel, chiar am avut un caz foarte delicat cu platforma Netflix, care a fost atacată prin atacuri de tip denial of service, iar în spate, da, pentru propagarea unui astfel de atac, au fost folosite sisteme, sisteme informatice precum frigidere, da, uh, camere video, da. deci practic tot ce ar intra în acest concept de Internet of Things, dispozitive cu conexiune la internet care pot fi accesate de la distanță și utilizate pentru a se propaga astfel de atacuri informatice. Dacă noi nu ajungem la concluzia că. Aceste dispozitive sunt sisteme informatice, practic lipsește o pârghie de a sancționa astfel de conduite. Bine, am putea să sancționăm doar conduita ce ține de atacul, denial of service propriu-zis. Da? Dar practic n-am mai putea să sancționăm conduita ce a pregătit sau ce a înleznit un astfel de, un astfel de atac. Da? Asta strict din perspectiva dreptului penal substanțial că am putea să ajungem și la discuții care cred că sunt și de interesul tău, după ce am văzut că, că te-a preocupat cel puțin în ultimii ani de zile și anume strângerea de probe, da? sau supravegherea tehnică, unde dacă discutăm despre un sistem informatic automat, trebuie să avem un mandat de la un judecător de drepturi și libertăți. Dacă nu este un sistem de un sistem informatic mai, sau dacă nu calificăm dispozitivul ca fiind un sistem informatic mai trebuie să avem un astfel de mandat? Sau nu? Din punctul meu de vedere dreptul procesual penal ar fi în sensul celor spuse de tine și ar califica drept sistem informatic un cuptor care este inteligent, o cafetiere inteligentă cu conexiune la internet un internet of things Eu o privesc ca fiind o chestiune destul de clară, deoarece toate aceste dispozitive, nu numai că sunt conectate la internet, dar colectează informații, fie direct, fie prin logurile serverelor la care sunt conectate, despre persoanele care le utilizează și unde erau la acel moment. Pentru a accesa aceste informații, eu consider că trebuie obligatoriu emis un mandat de supraveghere tehnică, fie pentru un acces la sistem informatic, fie să se realizeze. O percheziție informatică a acestor dispozitive pentru a putea culege probe foarte importante, când s-a accesat, de unde s-a accesat și putem să stabilim aspecte importante precum locația persoanei uh, care a folosit acel dispozitiv, dacă s-a folosit local, l-a băgat în priză și a făcut o cafea, sau ca să denatureze adevărul, să inducă în eroare organele judiciare, să spună am făcut o cafea. Dar au acționat o acționat-o de la distanță. Desigur, pare un pic futurist ceea ce spun, dar cred că numai așa putem să privim lucrurile și cred că ideea de sistem informatic trebuie să fie una și aceeași, atât pentru dreptul substanțial, cât și pentru dreptul procesual penal. Este adevărat și de, de, de multe ori eu mi-am asumat această, această chestiune și uh, în tratatul pe care l-am scris. Nu am scris ceea. Sau nu am analizat uh, aspectele din carte neapărat pentru prezent. Am încercat să am o gândire și pentru ce ar putea să apară sau ce discuții ar putea să apară în viitor. Pentru că acum acum 30 de ani nu cred că ne puneam neapărat problema că în 2020 o să avem mașini care uh, se conduc singure, care sunt autonome. Da? Dar uite că am ajuns în acest stadiu și din nou dacă mașina o putem califica, da, aceste mașini autonome le putem califica ca fiind niște sisteme informatice. Asta înseamnă că sustragerea mașinii prin accesarea lor de la distanță și controlarea lor de la distanță, ceea ce, din nou, este posibil, dar nu va pune în discuție doar uh, incidența infracțiunii de furt tradițional. Va pune în discuție și incidența altor texte de incriminare, cum ar fi un acces neautorizat la un sistem informatic, o alterare a datelor informatice în măsura în care uh, trebuie intervenit asupra uh, programului de operare a respectivei mașini pentru a putea să o controlezi uh, cu adevărat de la distanță uh, și așa mai departe. Deci observăm că această analiză conceptuală sau o analiză aprofundată a noțiunii de sistem uh, de sistem informatic produce consecințe nu doar în ceea ce privește dreptul penal material sau dreptul penal substanțial, dar produce consecințe în îndeosebi în ceea ce privește raportul cu niște texte de incriminare cât se poate de tradiționale, cum ar fi infracțiunea de furt. Da? Că acum efectiv ne putem imagina că un furt tradițional poate să fie comis prin intermediul unui acces neautorizat la un sistem informatic. Da? Ceea ce poate nu este neapărat o analiză ce ține de prezent. Deși am putea identifica și au existat astfel de experimente făcute, deci clar este posibil să discutăm despre așa ceva, dar chiar dacă nu ar fi o discuție pentru prezent, cu siguranță această analiză o să fie deosebit de relevantă peste 10 ani. Cu siguranță. Cum vezi relația dintre infracțiunea tradițională de înșelăciune și frauda informatică? Da. Um. Asta e probabil una dintre cele mai, unul dintre cele mai delicate subiecte din România, în momentul de față. Concluzia la care se ajunge pe raportul dintre cele două infracțiuni nu ține doar de dreptul penal substanțial. De ce spun asta? Există percepția, în momentul de față, în România, din punct de vedere statistic, din punct de vedere criminologic că avem foarte multe fraude informatice. Da? Chestiunea asta are o grămadă de consecințe juridice și voi scoate în evidență doar una, așa nume, politica penală, da? modul în care poate să influențeze politica penală. Dacă tu crezi că ai multe conduite specifice fraude informatice, vei lua măsuri pentru a combate un astfel de uh, fenomen. Problema este... Aici, din punct de vedere statistic, trăim într-o minciună. Pentru că, în realitate, nu avem uh, 80% din uh, toate infracțiunile informatice, fraude informatice, ci avem, avem mult mai puține. Majoritatea conduitelor care sunt calificate în momentul de față ca fiind fraude informatice, fiind, de fapt, așa cum am spus de altfel uh, deja, Fiind de fapt niște înșelăciuni tradiționale comise prin mijloace informatice. Adică, dacă eu public un anunț pe internet că vând o mașină pe care nu o am, de fapt, da? și tu îmi transferi suma de bani solicitată de mine fără să primești mașina, o astfel de conduită, de multe ori, este calificată ca fiind o fraudă informatică. Pe o construcție simplistă, la modul a introdus date informatice într-un sistem informatic, iar astfel ai pricinuit o pagubă urmărind un folos patrimonial pentru sine. În realitate, nu discutăm despre o fraudă informatică, pentru că paguba nu a fost cauzată de introducerea unor date informatice, și anume acel anunț fictiv, mincinos, cum dorești să-l califici. Paguba a fost cauzată de autoprejudicerea victimei, aceasta fiind indusă în eroare de conduita ta și anume faptul de a publica respectivul anunț. Deci există o diferență esențială între ceea ce înseamnă fraude informatică, unde prin introducerea de date informatice tu practic ajungi să manipulezi sistemul informatic pricinuind o pagubă, unde clar discutăm despre fraude informatică, și situația în care, prin introducerea de date informatice, tu practic manipulezi o persoană, în sensul că o induci pe această eroare, persoana se autoprijudicează prin propria ei conduită, da, transferându-ți ție o sumă de bani. Ceea ce nu este fraude informatică, ci o înșelăciune tradițională prin utilizarea unor mijloace informatice. Nu contează cât de complexe, da? În esență, tot despre o înșelăciune tradițională discutăm. Deci, dacă ar fi cumva să să concluzionez eu aici, am făcut o analiză foarte amplă la nivel de, de tratat, încercând să punctez pe fiecare aspect. Aici sunt foarte multe aspecte problematice și analiza conceptuală uneori s-ar putea să fie dificilă, că uneori pare să există să existe o suprapunere între inducerea în eroare a unui sistem și inducerea în eroare a unei persoane. Și atunci poate să fie dificil. De concluzionat, în ce măsură discuți despre o înșelăciune tradițională sau fraudă informatică. Dar, în esență, diferența sau distinția dintre cele două uh, categorii este în ce măsură discuți despre inducerea în eroare sau manipularea unui sistem informatic da? sau despre inducerea în eroare a unei persoane. La fraudă informatică, paguba trebuie să se producă doar datorită manipulării sistemului informatic, fără să existe o intervenție din partea persoanei prejudiciate în mod efectiv. Dacă există o astfel de intervenție autoprejudiciantă din partea victimei, discuția deja se mută în sfera înșelăciunii tradiționale comise prin mijloace informatice. Cum faci diferența între violarea secretului corespondenței și accesul la un sistem informatic? Am înțeles. Uite, asta, analiza aceasta sau discuția aceasta pe raportul dintre violarea secretului corespondenței și infracțiunea de acces uh, neautorizat la un sistem informatic, este o altă problemă foarte delicată uh, la nivel de practică judiciară și literatură de specialitate. Aici opiniile sunt cât se poate de diferite. Unii merg pe ideea că ar trebui reținută doar infracțiunea de acces neautorizat la un sistem informatic. Cum sunt eu? Alții merg pe ideea că ar trebui reținută doar infracțiunea de violare a secretului corespondenței, ca fiind o normă specială în raport cu infracțiunea de acces neautorizat la un sistem informatic. Pe ideea că acces neautorizat la sistem informatic acoperă accesarea tuturor sistemelor informatice, iar violarea secretului corespondenței se raportează. Strict la accesarea corespondenței electronice. Da? Așa numea unii e-mail. Alții, și opinia asta o găsim, inclusiv, din păcate, la nivelul practicii judiciare, merg pe reținerea ambelor infracțiuni în concurs: accesarea sistemului informatic și violarea secretului corespondenței prin accesarea corespondenței electronice. Concluzia pe care se merge, are niște consecințe deosebite. Dacă mergem strict pe violarea secretului corespondenței, automat există niște clauze legale prevăzute în mod explicit în textul de incriminare de la violarea secretului corespondenței, care înlătură răspunderea penală. Și anume, dacă există un interes legitim de a accesa corespondența. Da? La accesul neautorizat la un sistem informatic, de exemplu, nu există astfel de clauze legale. Deci chiar dacă ai putea să invoci un interes legitim și exemplu cel mai simplist ar fi să probezi într-un proces de divorț infidelitatea partenerului. Și pentru asta ai nevoie să accesezi corespondența electronică pentru a obține un e-mail transmis de acesta către un terț. Da? Ce te-ar ajuta la nivel probatoriu în procesul de divorț. Dacă mergem pe violarea secretului corespondenței, se poate face o construcție juridică în sensul că nu vei răspunde penal în acest punct de vedere. Dacă facem construcția pe accesul neautorizat la un sistem informatic, nu există această portiță sau posibilitatea de a te apăra uh, din, uh, sub, acest, uh, sub acest aspect. Eu consider că, prin aportarea la jurisprudența CEDO, și aici uh, mă gândesc direct la cauza Bărbulescu contra României, care vorbește despre uh, problema adreselor de e-mail, uh, din perspectiva mai ales a angajatorului care accesează fără drept o adresă de e-mail a angajatului, o adresă personală și folosindu-se de informațiile găsite acolo, decide să îl concedieze, eu cred că abordarea ta este mai corectă și să intre sub incidența accesului la un sistem informatic, pentru că, potrivit articolului 8 din Convenție, statele membre semnatare au obligația de a proteja dreptul la viață privată, ori oferirea unor căi prin care se poate eluda Uh, răspunderea penală Largo sensul uh, Cred că nu este conformă cu convenția Și din această perspectivă Cred că încadrarea ta ar fi corectă aici, aici e și o altă problemă destul de delicată În sensul că argumentul folosit uh, Pentru reținerea infracțiunii de violare A secretului corespondenței Ține până la urmă de o interpretare Evolutivă a noțiunii de corespondență, pentru că textul ăla de, de incriminare, de la violarea secretului corespondenței, face vorbire despre deschiderea unei corespondențe. Și cei care susțin aplicabilitatea acestui text de incriminare spun că și aici au dreptate, spun că inclusiv prin raportare la jurisprudența CEDO, corespondență înseamnă și corespondență electronică. Ceea ce am numit o noi comunicare, da, în sens larg. O astfel de interpretare evolutivă ar putea fi făcută. Da, să spunem că corespondența nu mai este ce a fost, corespondența nu mai este doar corespondența tradițională. Corespondența este și o corespondență electronică în sensul de comunicare. Problema este că dacă analizăm atent acel text de incriminare care are multe hibe da, poate ar trebui reformat cu totul, având în vedere că a apărut și textul de incriminare de la accesul neautorizat la un sistem informat, dar asta e cu, o, cu tot o altă discuție. Are multe probleme, dar dacă îl analizăm în aproape, ce observăm? Că acel text de incriminare se referă, pe de o parte, la incriminarea deschiderii corespondenței, iar pe de altă parte, la o altă teză, se referă la interceptarea unei comunicări. Și aici se pune următoarea problemă. Mai pot spune că e valabilă interpretarea evolutivă, având în vedere că legiuitorul, în mod explicit, a făcut o distinție între corespondență și comunicare? Și eu cred că concluzia la care trebuie să ajungem este aceasta. Că, în opțiuni, în optica legiuitorului, corespondență pe textul de incriminare înseamnă doar corespondență tradițională. Iar corespondența electronică nu este corespondență, ci este comunicarea. Și atunci deschiderea corespondenței nu înseamnă accesarea unei comunicări și anume a unui e-mail. Nu ți intră pe acest text de incriminare. Și aici cred că mi-ai dat și tu dreptate că am putea să găsim un argument inclusiv în dreptul procesual penal, unde, din nou, se face distinția între corespondență și. Comunicare, pe supravegherea tehnică, nu? Da, îți dau perfectă dreptate. Într-adevăr, în dreptul procesual penal există această distinție între comunicare și corespondență. Dar ea pornește inclusiv din uh, legislația europeană, care definește comunicarea, în sensul în care ar, ar include și acest tip de comunicare electronică, e mail -ul. Practic. Corespondența din punct de vedere al dreptului procesual penal este privită ca fiind corespondența scrisă, limitată la toate trimiterile poștale, așa cum ele sunt definite de lege, plicuri, colete și alte asemenea. Deci avem o corespondență care se materializează, nu una imaterială printr-un sistem informativ. Exact. Bine, acum, așa, dacă ar fi să, să trasăm o concluzie, până la urmă, din punctul meu de vedere, toată problema pleacă de la Convenția Europeană a Dreptului Omului, unde, dacă tu te pe textul Convenției, nu vei găsi trimiterea la noțiunea de comunicare, ci doar la noțiunea de corespondență. De asta, în mod evident, se datorează momentului în timp când a fost scrisă Convenția. De aia Curtea Europeană a Dreptului Omului a fost nevoită să interpreteze noțiunea de corespondență, ca incluzând și comunicările. A, fost nevoită să ofer o astfel de, de, interpretare. Asta nu înseamnă că în dreptul intern, da, cu opțiunea legiuitorului, nu trebuie făcut o distinție între noțiunea de corespondență și noțiunea de comunicare. Pentru că altfel, dacă ajungi să interpretezi noțiunea de corespondență ca incluzând și noțiunea de comunicare, da, îți pui problema de ce legiuitorul a folosit două noțiuni diferite? Da? Și consecințele ar fi, ar fi, majore dacă ai ajunge să suprapui cele două, cele două noțiuni. Ce părere ai despre noțiunea de ethical hacking? Ethical hacking. Aici, Bine, cred că ar trebui să discutăm vreo două zile despre ce înseamnă ethical, ethical hacking și nu cred că este momentul să, să avem o astfel de, de discuție. Mai degrabă, analiza ce ar trebui făcută sau discuția ce ar trebui purtată-i pe consecințele juridice a ceea ce am putea numi ca fiind ethical hacking. Adică nu accesez un sistem informatic într-un scop fraudulos, da? pentru a obține venituri, pentru a face rău, ci accesez un sistem informatic pentru a verifica în ce măsură există niște breșe de securitate care ar putea fi exploatate de alte persoane în scopuri frauduloase, ilicite, etc., cu intenția. Fie de a face publice respective breșe de securitate pentru a fi ulterior remediate, fie de a le aduce la cunoștința entităților vulnerabile într-un mod discret, pentru ca acestea să poată să uh, rezolve, să acopere respectivele breșe de securitate. Și aici se pune următoarea problemă. O persoană care acționează de o asemenea manieră, da, nu în scop fraudulos, nu în scop ilicit, ci strict în scopul de a identifica anumite breșe de securitate pentru a le putea comunica în vederea remedierii acestora, pot să răspundă sau nu pentru infracțiunea de acces neautorizat la un sistem informatic. Iar răspunsul, trist sau nu, este că da, există posibilitatea unei astfel de răspundere penale, pentru că cel puțin pe legislația noastră. Faptul că te încadrezi pe ceea ce am putea numi noi ethical hacking, nu te scapă de răspundere penală. Ceea ce se incriminează în România este accesul fără drept la un sistem informatic. Dreptul trebuie să fie conferit de către titularul sistemului informatic. Dacă tu accesezi sistemul informatic al unei alte persoane fără ca acea persoană să cunoască acest lucru, deci implicit, fără să-ți conferi o autorizare în acest sens, accesul va fi unul fără drept. Indiferent de scopul pe care l-ai avut. Indiferent. Da? Spun din păcate pentru că uneori s-ar putea să ajungi la niște consecințe absurde. Eu doar vreau să verific în ce măsură sistemul tău este vulnerabil, identific astfel de vulnerabilități printr-un acces la. Sistemul tău informatic, descoperă vulnerabilitățile, ți le comunic ție pentru a le remedia. Iar tu, în loc să remediezi respectivele vulnerabilități, îmi faci mie plângere penală pentru un acces neautorizat la un sistem informatic. Pe o astfel de construcție, eu nu am cum să mă apăr pe textul de incriminare, pentru că mi-a lipsit autorizarea de a accesa respectivul sistem informatic. De aia, la nivel de recomandare, atunci când discutăm despre. Acest concept de ethical hacking ar trebui să discutăm despre o relație contractuală între persoana care testează un anumit sistem informatic pentru a identifica vulnerabilități și titularul sistemului informatic. Ar trebui să existe un raport juridic între cele două persoane din care să reiasă clar că persoana care accesează sistemul informatic este autorizată să facă acest lucru, Pentru că, în lipsa unei autorizări, există o vulnerabilitate din perspectiva dreptului penal. Deci, nu recomand neapărat uh, uh, această, să se procedeze în acest, în acest fel. De ce ar trebui lumea, juriștii, să citească această carte? Răspunsul la întrebarea de ce ar trebui juriștii, juriștii să citească această carte ar fi: juriștii ar trebui, în general, să citească cărți, sau, dacă nu cărți, măcar niște articole. Acum, din păcate, și cred că ă, problema asta e observat-o și tu. Nu știu dacă neapărat în ultimii ani sau din totdeauna a fost așa, dar ă, lumea nu prea citește. Da? Nu prea, lumea nu prea are timp să citească. Și când are timp, nu investește foarte mult timp în, în a citi. Asta este o problemă, cred, generalizată, aș putea să spun. Pe de altă parte, cel puțin eu, ca practician, am observat următoarea problemă. Și atunci când vrei să citești o anumită lucrare, în speranța de a găsi răspunsul la o problemă juridică care te macină, fie nu găsești răspunsul la acea problemă. Fie ești nevoit să citești sute de pagini în speranța de a identifica respectivul răspuns. Asta e o problemă și la modul în care se scrie în momentul de față. Și când scriem mult, fie de fapt nu scriem la nivel de conținut, nu oferim un conținut veritabil, fie modul în care scriem îl pune pe cititor în dificultatea de a identifica răspunsurile pe care, pe care le caută. Prin acest tratat, eu am încercat să rezolv ambele probleme. Pe de o parte, am analizat foarte multe aspecte. Da? Aproape toată practica judiciară relevantă pe acest subiect. Pe de altă parte, nu doar că am analizat foarte multe aspecte, ci am încercat să le analizez de o asemenea manieră încât, dacă te uiți pe cuprinsul cărții, să poți să identifici exact problema pe care o cauți și să citești țintit pe respectiva problemă. Cu alte cuvinte, și am speranța că am reușit, am reușit acest lucru, vom vedea în timp, doar timpul va fi arbitru pe, pe această problemă. Am speranța că persoanele interesate să găsească un răspuns pe o problemă pe care nu o înțeleg, dar care invocă faptul că n-au timp suficient de mult. Să citească un tratat de 700 de pagini, doar uitându-se pe cuprins, vor găsi exact ceea ce caută. Am această speranță și vom vedea dacă timpul îmi va, îmi va da dreptate. Vorbind de timp, în cât timp crezi că o să fie lansat volumul 2 al tratatului? Da, asta e, nu știu, e o întrebare. După aceea, să, să mă întrebi anul anul viitor de ce nu mi-au respectat promisiunea. Eu am speranța că anul viitor, undeva pe la finele anului viitor, vom putea să discutăm despre un, mon, despre un manuscris finalizat sau aproape aproape finalizat. Mă bănuiesc că ai conștientizat și tu recent ce înseamnă să. Lucrez la o lucrare voluminoasă, nu e simplu, nu e simplu, dar speranța mea aceasta este: să nu existe o diferență de ani de zile între primul volum și, și al doilea volum. Eu așa sper că undeva la finalul anului viitor să, să am cel puțin aproape finalizat cel de-al doilea volum, dacă nu chiar finalizat. Vom vedea. Da, mulțumesc pentru provocare oricum. Mulțumesc și eu pentru timpul acordat. Să sperăm că această carte va fi apreciată de cât mai multă lume și volumul 2 să apară cât mai repede și să rezolve și problemele care vor apărea de-a lungul timpului în practica judiciară. Mulțumesc, George, din nou și cu aceasta încheiem primul interviu al Penalmente Relevant.